AJOFMM Hedinț informează agenții economici cu privire la faptul că cetățenii ucraineni care doresc să se angajeze pe raza județului nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic. Având în vedere că situația din Ucraina a constrâns o mare parte din populația țării să plece în România, Republica Moldova sau Polonia, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți anunță că ucrainienii care au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de 9 luni, serviciile și măsurile prevăzute de legea numărul 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă cu modificările și completările ulterioare pe parcursul celor 9 luni, cetățenii ucraineni pot cere acordarea statutului de refugiat. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează agenții economici cu privire la faptul că cetățenii ucraineni care doresc să se angajeze pe teritoriul țării noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de maxim 9 luni într-un an calendaristic, potrivit legii 200/2020, care completează ordonanța de urgență a Guvernului 194/2002 privind regimul străinilor în România. Pentru a beneficia de toate serviciile și măsurile prevăzute de legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, pe parcursul celor 9 luni, cetățenii ucraineni pot cere acordarea statutului de refugiat. După dobândirea unei forme de protecție internațională, aceștia se pot înregistra în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, beneficiind gratuit de toate măsurile de stimulare a ocupării, respectiv medierea muncii prin punerea în legătură directă a angajatorilor cu aceste persoane, informarea și consilierea profesională prin care se acordă un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit, care au ca scop furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupaților, formarea profesională, evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale, iar programele de formare profesională asigură, conform legii, inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Tot mai mulți refugiați sunt pe teritoriul României, iar mulți dintre ei sunt doar în trecere. Cetățenii ucraineni care decid să rămână la Iași se pot adresa la AJOFM Mehedinți pentru a se înregistra în sistem. Ulterior vor fi contactați pentru medierea muncii prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.